ziua! Numele meu este Ionuț, astăzi ne aflăm în județul Călăraș, la fermele domnului Claudiu Iliuță. Suntem alături de domnul inginer. Suntem la platforma semănată cu emzurii. Avem o platformă, o cultură de rapeță semănată. Și acum vreți să vă întrebăm, domnul inginer, ce părere aveți? Ce ziceți de tehnologie? În primul rând vă urăm bun venit la fermele Iliuță. Și după cum puteți observa astăzi, am reușit să intrăm la recoltat. A fost semănată, dacă ne aducem foarte bine aminte, în data de 10 august, da? Da. 2023. Astăzi, 20 iunie, recoltăm. După cum ne spune terenul, avem undeva la producția de 4 tone. Până vom termina sola, vom vedea la final producția când vom închide. Dar medie este undeva 3,8-4. Ce ne arată combinele acum? Ce ne arată combinele, ce ne arată instantul. Da. Dar la final vom spune, vom calcula exact cât ne dă sola respectivă. Ca tehnologie, din punctul nostru de vedere, este o tehnologie destul de bună. Pentru că este ceva inovator în România și noi, cum suntem adepți la tot ceea ce este nou, de ce nu și tehnologia mizurii în cadrul fermelor Iliuță. Dacă ne aducem bine aminte, am început cu câteva hectare, cu ani în urmă, iar astăzi, deja suprafața semănată cu noastră s-a mărit considerabil. De ce? Pentru că producțiile ne spun că rezultatele sunt bune. Credem că pe viitor vom mări suprafața semănată cu tehnologia noastră, ceea ce înseamnă că este o tehnologie bună. Asta doar dacă și timpul ne ajută, clima, ploile, dacă vin la timp, dacă reușim să irigăm acolo unde semănăm cu noastră. Putem să menționăm că fermele Iliuță aveți o suprafață mare irigabilă. Da, avem și posibilitatea. Putem să menționăm că aici unde ne aflăm, aici nu avem irigat. Nu avem niciun metru aici irigat. Nu avem deloc. Fermele Iliuță au o suprafață considerabilă la irigat. Când va veni momentul, vom pune și acolo cu dumneavoastră o suprafață considerabilă. Dar aici unde avem rapița, nu este zona irigată. Nu este zona irigată, da. Da, ce putem spune, după cum știți, am venit cu discul nostru și am făcut o dezmiriștire ușoară 3 cm, după care am venit la semănat, adică putem să adunăm, să zicem, 13 litri de motorină la semănat cu 2 litri la discuit, adică undeva media de 15 litri per hectar. Da. Da, economia la carburant este semnificativă datorită trecerii cu discul și semănatul direct, imediat după dezmiriștitul acela. Controlul burinilor se face imediat după semănat și apoi începe tehnologia clasică de tratamente pentru cultura de rapiță, pe care o cunoaște toată lumea în detaliu, nu face nimic deosebit, se urmează tehnologia clasică de semănătoarea doar seamănă direct, dar practic facem aceleași treceri pentru bureni care le făceam și în clasic și în no-till, adică noi lucrăm 30% din suprafață, dar bureana, dacă e să fie, este și în clasic, este și în Sigur că da. Buruienile, rezerva de sămânță de bureană există în sol atunci când au condițiile optime, iar răsare. Dacă avem umiditate, soare și lumină, buruiana răsare. Numai că noi, ca agronomi, încercăm să menținem controlul strict al buruienilor și al dăunătorilor. Ceea ce noi credem că reușim să facem treaba aceasta, pentru că se poate vedea și pe lan că avem o rapiță foarte sănătoasă. Putem vedea că și buruienile au fost ținute sub control. Dacă planta este sănătoasă, înseamnă că și dăunătorii la fel au fost ținuți sub control, ceea ce vom vedea la final și o producție bună. Asta deja e lucru agronomului bine făcut. Da. Aici se datorează și managementului pe suprafața respectivă. Pe suprafață. Da. Ce părere aveți după anul ăsta? O să mai continuați platformele și testele cu semănătoare? Cu siguranță vom continua colaborarea cu dumneavoastră, pentru că producțiile pe care le facem pe solele cu care semănăm, cu semănătoarea noastră, ne dau rezultate. Rezultatele sunt bune, ceea ce înseamnă că vom continua cu pași din ce în ce mai mari,
asta înseamnă că vom mări și suprafața. Treptat. Domnul Cristi, vă mulțumim tare mult. Și noi vă mulțumim pentru onoarea de a fi alături de dumneavoastră și cu tehnologia. Sperăm să ne vedem la cât mai multe platforme și cât mai multe loturi, poate orz, grâu, porumb. Cu siguranță, cu siguranță. Eu tare aș vrea porumb în ferma dumneavoastră. Cu siguranță vom extinde culturile semănate cu noastră. Vă mulțumim. Noi vă mulțumim. Toate cele bune.